Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip. Avem aici un draft battle. Hai, vă alegeți. Afară. Eu aleg? Da. Hai. Sper că se vede. Nu mai băga, Bogdane, că nu se focalizează. Aici un draft profesional, duelul giganților. Alegi, te rog. Dacă le-au pe ce? În partea stângă avem... Ce avem? Nu mai ai. Pune tu ce avem. Telefonul lui Ștefan. Din partea dreaptă, Zinașule. Zinașule, ce avem? Ce să avem? Câștigător. Partea dreaptă nu se vede aproape deloc, e prea luminos. A, stai că domnul te-a luat. Vorule, pe cine luam? Acolo care e final porno. E easter egg. Se vede, mă? Da. Pe cine luam? Pe mamă, hai, ia. O foarte bună alegere. Ia. În partea stângă, Matiola, că e forță. Și în partea dreaptă... Mă, cum e, Rafael? Da! Bă, cum, mă? Păi da, mă, alegem pe rând, gen. Gen care e mai bun la chimie și la astea? Da. Aaa, deci sunt la fel. Soiuncu? E profesional jocul ăsta. Aaa, și îl ți-au o alegere când e. Bravo. Mamă, ce mișto. Ștefan alege Stones. Company. De unde e ghici, Gianni? Dar Nașu n-am văzut. L-a ales pe Company. Wow! Doamne, ce jucători avem aici, incredibil. O alegere foarte grea din partea lui Nașu. N-am văzut ce ales. Dar cred că ales bine. O alegere din partea lui Ștefan. De Young. Îl alege pe Casemiro. Pe Casemiro. Iar Nașul va alege pe De Young. Mahrez. Ah, De Young trebuia. Hai, vărule. Aici nu prea contează. Ia pentru chimie. Royce. Da, Sarabia. Am greșit. Nașul va alege pe Sarabia. Royce. Royce? Nu, nimeni nu vrea pe Royce? Cum o să nu las pe Royce? Hai, alege. Stau pe la Team of the Season. Francezii, ia uite-i. Tot numai francezi. Aouar, împotriva lui. Pogba? Nu. Dante sau Pogba? Cred că-l voi la pe Fabian. Olivier Giroud, cel mai bun jucător. Din băgate n-aș nu poate să-l aleagă. Dacă le-au sătul, nu o să mai facă la fel de multe legături. Cred că e gândit asta. Aici este o alegere. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe ăsta. Ce de simțit ești. Ia închidem un videoclip. Acest videoclip este făcut să ne înveselim după meciul României. Foarte trist. Ce ați ales? Andre Silva. Ma, De Gea. Sau Ter Stegen. Ce fraier. Și l-a lăsat pe Ter Stegen. A, dar la tine e bine că face chimie cu ăla. Mai multă acțiune, băieți, mai multă acțiune. Bă! Mai mult suspans, mai mult... Bă, nu-l luam pe Messi? Bă, nu-l luam pe Messi, mă? Nu mă pun. Nu-l luam pe Totti. Mă, hater Messi. Aubameyang toată ziua. Royce, nu. Da. Nasul l-a ales pe Royce. Hazard. Sau Neymar. O alegere grea avem aici. O alegere extrem de grea. E mutare de șah. Eu l-aș lua pe Hazard, că e chimie și are și rating. Și strig și lost. Și Dembele, alegerea cealaltă. Dragoș, ceva, alege ceva. Și mai avem un pic, nu? Bă, dă-ți peste cap telefonul. Las pic, să vedem. Da, Ribery. Oh yes. Și Salah. Și să vedem și cine va fi câștigătorul. Cine oare? Pauză, băieți. Ori Nașu, ori Ștefan. Dacă ai câștigat, omor. Câștigătorul câștigă o sticlă de bucura. Cumpărată din banii de YouTube de la Gianni. Din păcate nu este prezent aici Horatiu. Dar el este regele drafturilor. Simțim lipsa. S-a dus să-și ia un PS4 Plus să-și joace în continuare FIFA. Pentru că este un jucător profesionist de FIFA și... Din păcate n-a vrut să vină cu noi la meci, dar să sperăm că câștigă acolo pe FIFA. Dar cea mai tristă veste nu este că a pierdut România, băieți. Este că Adrian s-a supărat pe noi. Special pe Ștefi și pe Horatiu, pentru că a făcut mișto de el. Vă rog prin acest videoclip să accepte iertarea mea. Adrian, nu este doar de tine. Avem nevoie de tine. Te vedem înapoi. Good time. Mai aveți băieți? Dacă vreți să știți de ce s-a certat. Dați like videoclipul lui. Ia să vedem echipele, doamnelor și domnilor. Cine este câștigătorul? 93 chemistry la 94. Pentru Ștefi și rating 90 la... 90 cu... 90, să vedem ligile. Contează și ligile. 4. Yes! 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 Campionul! Păi l-am bătut. Ce bun este Naș la Cșala. Deci câștigătorul acestui pornirile lui de lig este Bogdan, tu mi-ai dat mă ghinion, vărule. Te vor stai în partea V-am pupat, o seară plăcută. Ne vedem în episodul următor. Subscribe.